mai departe. Lupta s-a încheiat destul de repede, chiar în prima repriză. Să vedem cine va fi adversarul lui deja în semifinale, fiindcă deja sunt invitați în ring următorii doi luptători. Da, este o luptă foarte interesantă, o luptă dintre doi sportivi tineri, dar la fel de experimentați și de titrați. Colțul roșu al ringului este inventat Tuțu Constantin. Stil. Stil destul de exotic pentru ținuturile noastre, dar el propagă stilul Muay Thai. Viabilitatea acestui stil este foarte bine demonstrată de școala olandeză, de reprezentanții mai multor școli. Este probabil foarte și foarte apropiat de stilul K1, de regulile K1. Din ce cauză? Da, este foarte apropiat, este cel mai apropiat din toate artele marțiale. De ce? Se permite, Muay Thai este vestit prin ceea că sunt admise loviturile de picior, de genunchi, loviturile de coate. Doar loviturile de coate au fost excluse. Și probabil clenciurile, da, care sunt permise în Muay Thai. Sunt permise în Muay Thai. Adică ce înseamnă regulă K1? Regulă de Muay Thai minus coate și minus clenci, da. Adversarul lui din seara de astăzi este Dorofei Pavel. Stil mix fight. Înălțimea 1,70 m, greutatea 85 kg. Un luptător de 20 de ani. Un luptător foarte titrat și foarte puternic. Plus la asta este antrenat de colegul meu de astăzi, de Ion. Ion este și antrenor. Și vom ține pumnii pentru probabil elevul dumneavoastră. Să vedem cum se va prezenta. Așadar, oricum, n-are importanță. Într-o luptă pot fi învingători, în altă luptă învinși. Important să câștige show-ul, fiindcă oricum fiecare luptă îi aduce și experiență. Sigur, important să câștige show-ul, deoarece viața sportivă este compusă din câștiguri, din înfrângeri, dar nu asta e important. Important să acumuleze experiențe și să nu primească traume. Și să nu primească traume, foarte corect. Bine, arbitru în ring, Gergele Attila. Este un arbitru experimentat. Foarte experimentat, da. Are peste 100 de lupte de K1 arbitrate. Și fără niciun knockout, probabil. Să înceapă lupta. Să înceapă lupta. Așa. Este într-adevăr o atmosferă foarte prietenoasă între acești luptători până la luptă, pe când imediat cum se aunde ringul, se aunde gongul, ei se transformă deja în doi adversari. De braț, de picior, stă foarte bine în picioare, dar Tuțu Constantin s-a apărat bine, s-a eschivat, încearcă lovitură de genunchi, parată. De Dorofei, așa, încercare de lovitură low kick, lovitură joasă de picior, iarăși s-a apărat foarte bine, lovitură de picior sus, iarăși apărată. Încă o lovitură în ficat. Da, a bine, lovitură, un schimb de lovituri de brațe, se vede tendința lui Dorofei să-l proiecteze la sol, dar nu sunt permise, după cum am spus. Așa, l-a luat bine în brațe, trei lovituri foarte bune, după asta low kick. Așa, este caracteristic pentru prima repriză, așa mai mult, cum ar spune, încearcă luptătorii să vadă tehnica adversarului. Să cerceteze, adversarul într-adevăr. Lovitură de croșeu de dreapta și de stânga. Clinci, bineînțeles, nu se permite, da, sunt dispărțiți. Așa, lovitură de o singură lovitură în genunchi. Cât de apropiat face K1 tehnica acestor luptători? De parcă toată viața au făcut anume K1, pe când sunt bineînțeles... Așa, ce lovitură de stânga foarte bună și încearcă să-mi lovească de dreaptă. Dar n-a ajuns probabil, dacă ar fi ajuns genunchiul la mandibulă. Da. Ar fi fost, sunt de fapt probabil că unele din cele mai puternice și simțite lovituri care se fac cu genunchii. Da, a fost o atacă bună a lui Dorofei, însă Constantin s-a apărat foarte bine, a trecut lupta în clinci. O ține aproape. Bine, se vede experiența acestui sportiv. Oricum, sportivii continuă să șuteze așa, la singular. Probabil este și caracteristica primei reprize. Dar cu niște lovituri și, într-adevăr, combinații da, foarte... Sunt ambii luptători foarte puternici. Ambii luptători foarte buni și...
Este o luptă foarte intrigantă și foarte frumoasă de privit pentru, pentru spectatori. Pavel este mai scund, are doar 1,70 m, pe când Constantin este cu 10 cm mai înalt și probabil și genunchiul a ajuns mult mai repede până la... Dar o lovitură atât de simțitoare, să vedem cum își, cât de bine își va reveni sau... Da. Este, da. Da, a fost o lovitură foarte bună și a pus în valoare toată tehnica. Așadar, doamnelor și domnilor, avem al treilea câștigător din această seară. Este Constantin Cuțu. Cuțu, da, Constantin Cuțu. Felicitări pentru luptă, pentru luptă și pentru genul cum a luptat. Doar cuvinte de laudă. A fost o lovitură curată, într-adevăr aplicată. Curată, aplicată și pregătită. A încercat să-și aplice tehnica de picioare.